Dacă aveți Sfânta Scriptură dumneavoastră, aș vrea să citesc un verset care s-a amintit deja. Isaia, capitolul 9, versetul 6, un verset cunoscut de noi toți, cunoscut poate și de copilași, cunoscut și de cei mai în vârstă, un verset cu o încărcătură deosebită a învățăturii. Isaia, capitolul 9, versetul 6, spune în felul următor: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lor. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Amin. Haideți să plecăm capetele să ne rugăm. Vă rog, Doamne, să binecuvintezi cuvântul acesta. Îți mulțumim pentru Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru darul suprem care l-ai dat pentru noi. Îți mulțumim pentru iertare și îți mulțumim pentru împăcare care ai dus-o în viețile noastre. Amin. Ocupăm locurile. Mă bucur în după masa aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră, împreună cu corul Bucovina, împreună cu corul din Maranata. Vorbeam cu frații și spuneam ce frumos ar fi să fie mai des, să fie poate în fiecare an, să fie cu toate bisericile din comunitate. Nu știu dacă am avea loc în biserica aceasta, dar ce plăcut și ce frumos este să locuiască frații împreună. Să laude pe Domnul și ce poate fi mai frumos decât să auzi cuvântul Domnului, să lauzi pe Domnul, să fii în părtășie cu cei din Vicov, din Bivolărie, din Bilca, din Marginea, din Rădăuți, din Suceava. Domnul să binecuvinteze lucrarea aceasta. Amin. Dragii mei, a fost odată o fetiță care își dorea foarte mult cadouri de Crăciun. Așa cum copilașii noștri iubesc cadouri de Crăciun și noi ca părinți căutăm să le facem cadouri cele mai frumoase, copiii noștri merită. Așa că fetița aceasta de cele mai multe ori nu primea. Era o familie modestă, simplă, așa cum poate uneori vedem în jurul nostru oameni care iată că nu au. Să fetița aceasta avea ceva deosebit. Trimitea scrisori. Așa că ori de câte ori se apropia Crăciunul, obișnuia să pregătească momentul și trimitea scrisori și spunea către Moș Crăciun: te rog anul acesta să-mi aduci lucrul acesta. Trimitea o scrisoare și pentru că, bineînțeles, poștașul lua scrisoarea și nu știa încotro să o ducă, mai trimitea o scrisoare și astfel că poștașul se trezea de cele mai multe ori cu un teanc de scrisori pe care le avea în borseta lui și nu știa, măi, ce să fac cu ele. Destinatarul Moș Crăciun. Ce să facem? S-a uitat la el, s-a uitat la colegii lui, s-a uitat la cei din jurul lui care lucrau și a spus: cred că este frumos, uitându-ne la fetița aceasta care o cunoaștem, familia aceasta deosebită, săracă, haideți să punem mână de la mână, haideți să facem o colectă. Și da, nu îi răspundem la toate scrisorile, dar măcar un cadou dintr-o scrisoare care l-a cerut să-l cumpărăm anul acesta. Așa și-au făcut, cum am făcut și noi colecta. Acum au pus și ei, au strâns câte 10 lei, 20 de lei. O sumă suficientă în așa fel încât să cumpere cadoul acesta, așa că în ziua de Crăciun, când toți copiii primeau cadouri, când zăpata se așternea, dragii mei, iată că pe poarta fetiței stă atârnat un cadou. Fetița strigă: extraordinar! În sfârșit a răspuns la scrisoare Moș Crăciun. Ia cadoul, se bucură, dar poștașul este uimit pentru că în următoarea săptămână iară scrisoare. Acum nu mai înțeles ce se întâmplă. Scrisoarea ei, fetița, a scris: dragă Moș Crăciun, îți mulțumesc că mi-ai răspuns la toate scrisorile. Eu știu că cei de la poștă au furat cadourile, dar totuși unul a ajuns și la mine. Într-un fel sau altul, atitudinea fetiței reprezintă de multe ori și atitudinea cu care ne apropiem și noi de sărbători. De fiecare dată când se apropie sărbătorile, iată că venim cu atitudinea aceasta în care am fi dorit să primim mai mult. Cu siguranță anul acesta a fost un an bun și mereu auzim în partea surorilor, soțiilor, cu siguranță merita mai mult de ieșire anul ăsta. Dar totuși te-am scos, dragă, de 5 ori. Nu, nu, parcă merita mai mult. Dom'le, a fost de 5 ori. Da, da, se putea și mai mult. De cele mai multe ori bărbatul le auzim că zice: am reușit anul acesta să economisim o sumă, dar poate puteam mai mult de atâta dacă nu ieșeam de 5 ori.
Vineam spre dumneavoastră de la Câmpul Lung și iată că am trecut pe lângă Jumbo, dragii mei, vă spun ce era acolo, am rămas surprins. Plin, plin de mașini și de oameni. Am spus mereu că la Jumbo este locul unde cardurile plâng. Plâng pentru că se duc ușor. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, cu siguranță copiii, dacă îi întrebăm, anul acesta, iată ce rezultate extraordinare am avut, nu m-ați apreciat suficient. Meritam mai mult. Și atitudinea aceasta o regăsim de cele mai multe ori la fie categorie de vârstă, la fiecare om, la cei în vârstă. Pensia anul ăsta merita să fie mai mare. Merita punctul să crească. Nu-i chiar suficient. Și iată că vrând nevrând în oricare categorie ne aflăm, găsim în inima noastră, dragii mei, actul acesta în care mai mult iubim să primim, mai mult iubim să căpătăm decât să fim oamenii care dăm. Și cuvântul ne învață că este mai ferice să dai decât să primești. Însă vrând nevrând, uitându-ne la noi, iubim să primim. Seara aceasta aș vrea să ne uităm puțin la cineva care, dragii mei, n-a făcut altceva decât să dăruie. N-a făcut altceva decât să așeze darul care l-avea pentru noi și uitându-se la omenire, dragul meu, să trimită ceea ce are pentru noi. Și atunci când ne uităm la lucrul acesta, îl găsim pe Dumnezeu care ne spune cuvântul că s-a uitat peste fața pământului, s-a uitat la nevoile care existau pe fața pământului și cuvântul ne spune că a știut ce să trimită. Nu așa că noi de cele mai multe ori medităm și ca bărbat de cele mai multe ori am o mare problemă că nu știu ce cadou să fac. Măi, stau și nu știu. Dumnezeu se uită peste pământul acesta și cuvântul ne spune că nu există niciun om care să facă binele, niciunul măcar. Și iată că la afirmația aceasta, cât se poate de reală, cât se poate de adevărată, Dumnezeu ne spune că nevoia aceasta este una cât se poate de autentică. Voi trimite darul meu pentru nevoia aceasta, darul meu care să răspundă la nevoia aceasta, o nevoie care, dragul meu, nu poate îndeplini nimeni, o nevoie care nu poate fi reparată de nimeni. De aceea ne uităm și cuvântul ne spune în seara aceasta că darul pe care Dumnezeu ne-l dă este un dar necesar. Darul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru noi este darul necesar și cuvântul care l-am citit ne spune căci un copil ni s-a născut și vedem în expresia aceasta, în cuvântul acesta, în prorocia pe care Isaia o face în urmă cu 700 de ani înainte să se nască Mântuitorul, pregătește actul acesta în care cuvântul ne spune Hristos Dumnezeu este acela care ia trup de om și vine în lumea aceasta păcătoasă. Un dar necesar. Fără darul acesta, niciunul dintre noi nu ar putea, dragii mei, să obțină ceea ce vrea Dumnezeu și anume iertarea, împăcarea cu Tatăl. Un dar. Hristos este acela care coboară, dar El este necesar pentru fiecare dintre noi. Cea mai mare nevoie a omului, spunea cineva, nu este nevoia de cunoștință, nu este nevoia de vindecare, nu este nevoia, dragii mei, de distracție, de aventură. Cea mai mare nevoie a omului este nevoia de iertare. Și mai mult ca niciodată, fiecare dintre noi în seara aceasta avem nevoie să fim iertați. Declarați iertați de Dumnezeu care dă iertarea. Dragii mei, Dumnezeu spune că în Hristos am pus toate comorile științei, atât înțelepții cât oamenii simpli pot să înțeleagă, să primească iertarea. Atât cel cu facultate cât cel fără facultate, atât, dragul meu, cel de la țară cât cel de la oraș, poate să privească la Hristos și să înțeleagă mântuirea care Dumnezeu a pregătit-o pentru poporul acesta. Dragul meu, noi ne dăm darul, dar în natura noastră este un lucru ciudat. Ți-am făcut cadou, dar tu ce mi-ai făcut? Cu toții cred că poate ați practica copilașii sau tinerii jocul acela îngerașul. De cele mai multe ori trăgeai un bilețel, făceai cadou la cineva și de multe ori se nimerea că tu nu primeai. Măi, dar ceva s-a rupt firul. Măi, eu am făcut. Dar tu s-a rupt firul. În natura noastră este principiul acesta, îți dau ca și tu la rândul tău să îmi dai. Dar Dumnezeu, dragii mei, în providența Lui, când a dat darul acesta, nu a așteptat de la noi, pentru că cuvântul ne spune că dacă ar fi putut să dăm noi ceva, ceea ce am fi putut să dăm este decât minciună, păcat, dragii mei, și orice lucru bun care le-am făcut, spune Isaia, ar fi trebuit curățit, pentru că noi nu putem produce nimic bun.
Este un dar necesar pentru întreaga omenire, dragii mei. Aș vrea ca în seara aceasta fiecare dintre noi să primească darul acesta. Să înțeleagă că este unul necesar. Aș vrea să înțelegi, Hristos se naște și vine în trupul acesta uman. În carne, la fel cum bebelușii se nasc și Maria îl ține în brațe și, dragul meu, ia trupul acesta și aș vrea să vă imaginați dacă Hristos n-ar fi coborât în mijlocul nostru. Avem noi de cele mai multe ori gândul ăsta. Poate uneori ne grăbim să și spunem la unii când trec prin suferință, te înțeleg. Dar tu care poate nu ai suferit, n-ai de unde să înțelegi. Când nu ți-o muri nimeni și spui la unul care i-o muri, mă, te înțeleg. De unde înțelegi? Dar aș vrea să vă imaginați că Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul grecilor care își imaginau că stă în cer, se uită la nemuritorii de rând și, dragii mei, El este sfânt, oamenii sunt jos și n-au nicio legătură. Dumnezeul nostru vine în trupul acesta ca noi, tocmai ca să ne înțeleagă, ne spune cuvântul că a fost ispitit ca noi. Iată că ne înțelege când suntem ispitiți. Ne spune cuvântul că a suferit ca noi. Iată că El îți înțelege suspinurile tale. Ne spune cuvântul că a fost bătut. Am nu știu care am fost bătuți dintre noi pentru Hristos. Dar ne înțelege. De aceea Dumnezeu ia trupul acesta de om, coboară în mijlocul nostru și este darul necesar pentru noi. Un copil ni s-a născut și Isaia spune, dragii mei, copilul s-a născut. Nouă ni s-a născut. Nu s-a născut pentru animale, nu s-a născut pentru orice altceva, ci pentru oameni. Și cuvântul acesta ne dă speranță. S-a născut pentru cei din generația aceea. S-a născut, dragii mei, pentru cei din generația asta. Copilul acesta are darul necesar pentru fiecare generație. După 2000 de ani, darul acesta necesar este cel care transformă, este cel care schimbă vieți, este cel care poate face posibil și astăzi ca oamenii să intre în această părtășie cu Dumnezeu. Dragul meu, a fost odată un om, un rabin. A trecut cel de-al doilea război mondial și, cu toții știm, evreii au murit pe capete. Rabinul acesta a scăpat și, în timp ce se pregătea să urce în vapor, să plece în Statele Unite, reporterii s-au adunat în jurul lui, era printre puținii care a reușit să supraviețuiască după Holocaust, după toată războiul acesta, și una dintre întrebările care a pus un reporter a fost tocmai aceasta: cu ce gânduri plecați de pe pământul acesta al Europei? Omul acesta a stat un pic a meditat și a spus: am hotărât să-l iert pe Hitler. Și dintr-o dată s-a făcut o liniște totală în jurul lui. Toți reporterii dintr-o dată și-au ascuțit urechile, și-au lungit urechile, pentru că cuvintele acestea erau cât se poate de grele în contextul acela. Am hotărât să-l iert pe Hitler. Și nimeni nu înțelegea ce-i cu rabinul acesta. Și el a spus un lucru interesant: am hotărât să-l iert pentru că n-am de gând să-l iau cu mine în America. N-am de gând să-l iau cu mine pe celălalt continent. Pentru că, dragii mei, vrând nevrând, ori de câte ori neiertarea locuiește în viața noastră, nu face altceva decât să purtăm aceste poveri în viața noastră, să ducem cu noi imaginea omului care, iată, suntem în conflict, să ducem cu noi, dragii mei, compromisul care l-am făcut. Iertarea este ceea ce Hristos a adus. Și dacă în seara aceasta ești în categoria aceasta în care nu poți ierta, dragul meu, dă-mi voie să spun, dacă Hristos s-a iertat pe tine, iartă și tu la rândul tău. Dă iertare, oferă iertare. Am hotărât să-l iert, nu vreau să-l duc cu mine. Și ar vrea să te gândești serios. Ori de câte ori nu ierți un om, în conștiința ta, în mintea ta, tu-l duci cu tine. În momentul în care ai iertat, inima ți este eliberată, Dumnezeu binecuvintează viața ta. Și poți să te apropii de nou în închinare. Avem, dragii mei, un dar necesar. Fără darul acesta nu ne putem închina astăzi. Dar când ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul ne spune că darul acesta nu numai că este necesar, el este unul uman, a îmbrăcat haina aceasta omenească. Dar este și un dar divin, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În partea a doua, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a... Și despre ce fiu este vorba? Despre fiul divin. Despre fiul, dragii mei, care n-a fost creat la naștere, fiul care a existat dinainte, fiul, dragii mei, care este din veșnicie în veșnicie. Un fiu divin. Și iată că asistăm la un lucru extraordinar. Natura divină vine împreună cu natura umană. Și aici, într-adevăr, sunt lucruri grele.
Uneori, poate mintea noastră limitată, nu le putem înțelege. Dumnezeu trimite pe Iisus Hristos, care îmbracă natura aceasta. Dar Dumnezeu trimite pe singurul Fiu. Fiul există pentru că Tatăl este. Și iată că legătura aceasta, și avem imaginea aceasta, dialogul acesta, pe cine să trimit? Cine să meargă pentru noi? Iată-mă, trimite-mă, spune Fiul. Mă duc eu. Și vedem această imagine în care Hristos, dragii mei, coboară în toată splendoarea Lui, dar, dragii mei, vine în pământul acesta, în mizeria aceasta păcătoasă, tocmai ca să aducă iertare, speranță, este un dar divin. Cineva spunea un lucru foarte interesant. Marele mister al Ieslei este că Dumnezeu a putut transfera dumnezeirea Lui în umanitate, fără să-și piardă dumnezeirea, și fără să-și distorsioneze umanitatea. Aici sunt lucruri grele. El a rămas și Dumnezeu în perioada în care a fost pe pământ, El a fost și Dumnezeu înainte, dar, dragii mei, a fost și om. Și aici este frumusețea, că avem de-a face cu un mijlocitor, ne spune cuvântul, care ne înțelege. A trecut prin ceea ce tu treci, prin suferința ta, a trecut, dragul meu, prin orice astăzi noi trăim și spunem, nimeni nu mă înțelege, te înțelege Hristos. A trecut pe aici. Și este unul care ți este aproape. A fost odată un tânăr. Auzit că păstorul a predicat tocmai pasajul acesta în care spune Iisus este divin și că s-a născut din fecioară, fără ca să intervine un bărbat, că a fost însărcinat de la Duhul Sfânt. A venit la finalul predicii și a întrebat pe păstorul care era în biserica aceasta, nu știu cum poți să predici așa ceva. Dacă ar veni la tine o tânără însărcinată, fără ca să se atingă un bărbat de ea și să spună că Duhul Sfânt a umbrit-o, ai crede? Întreabă tânărul păstorul. Întrebare grea. Păstorul a meditat puțin și a răspuns în felul următor. Dacă nașterea acestui copil ar fi fost profețită cu 700 de ani înainte, dacă la nașterea lui ar fi cântat îngeri, dacă o stea s-ar opri deasupra locului în care se naște, dacă ar avea putere să învie morții, dacă ar avea putere persoana aceea să liniștească apele, dacă ar avea, dragii mei, puterea să învie din morți, dacă după el ar fi milioane de urmași, aș crede. Și, dragii mei, noi credem că pruncul acesta, Iisus Hristos, este tocmai ceea ce Dumnezeu a avut pentru noi. Un dar divin, dragii mei. Ne uităm și tocmai frumusețea asta o înțelegem, ne spune cuvântul, ca și copil s-a născut și trăiască, ca și fiu a fost dat ca să moară. Și iată cum fiul acesta, așa cum îl cântăm noi mititel și drăgălaș și încercăm să-l descriem, este cel care după aceea atârnă pe o cruce. Pentru noi și ale noastre păcate, pentru noi și păcatele noastre. Dragul meu, este un dar necesar. Fără de el n-avem cum să intrăm în părtășie cu Tatăl. Este un dar divin. Iată că și Hristos însuși, Dumnezeu, coboară. Este unicat. Nu-i alt cadou ca acesta. Nu există unul asemănător. Este unic. Dragul meu, întrebarea care se ridică este, oare cum stai tu în fața acestui dar? Este necesar, este divin, dar darul acesta, vrând nevând, uitându-te la realitate, este cel mai neglijat dar. Este cel mai nebăgat în seamă. Auzim vorbindu-se despre el, dar iată că nu se bucură oamenii de acest dar. În dragostea mea, spune, am trimis pe fiul meu pentru omenire, dar iată că darul acesta, an de an, zi de zi, este neglijat, este dat la o parte. Ne uităm la continuarea versetului atât de frumos care spune, dragul meu, da, el este uman, este Dumnezeul necesar, darul necesar, este darul divin pentru noi, unic. Dar dacă el este unic, cuvântul ne spune în continuare atât de frumos, cei care se bucură de acest dar, cei, dragii mei, care primesc acest dar, ce vor face? Îl vor numi? Minunat? Sfetnic. Nu doar să citim cu vorbele. Dragul meu, să trăim cu viața noastră. Dumnezeul acesta să fie pentru tine minunat. Aceea nu înțeleg mereu, aud, ne plictisim în biserică. Dacă Dumnezeul tău e minunat, dacă Dumnezeul tău e glorios, cum să te plictisești în părtășia acestui Dumnezeu? Sfetnic pentru cei dezorientați.
El este sfetnic. Te călăuzește. Dacă nu știi încotro să o apuci pentru Crăciunul acesta, Hristos îți spune adevărul. Este o unealtă, este o călăuză pentru tine. Dragul meu, pentru cel decăzut, El este Dumnezeu tare, ne spune cuvântul. Te poate ridica din păcatul păcatelor, dacă ești păcătosul păcătoșilor. Dumnezeu este acela care ne spune cuvântul, este Dumnezeu tare. Pentru cei care, într-adevăr, primesc acest dar, recunosc acest dar că este unicul necesar pentru mântuirea păcatelor noastre. Cuvântul merge mai departe și spune, pentru cel desconsiderat, El este Părintele Veșnicilor. El nu are început și sfârșit, a existat dintotdeauna. A venit în trupul acesta uman la naștere, dar natura Lui a existat dintotdeauna ca Dumnezeu, deodată cu Tatăl. Pentru cel disperat, ne spune cuvântul, El este Domn al Păcii. Și, dragul meu, dacă în seara aceasta ești disperat, pentru că nu te bucuri de acest dar, dacă în seara aceasta, iată că, da, ești învățat cu ideile acestea, le-ai găsit în Scriptura, și inima ta nu este transformată, mă rog ca Domnul să fie pentru tine Domnul Păcii. Pentru cel disperat este Domnul Păcii. Sunt oameni disperați. Nu știu ce aduce ziua de mâine, nu știu ce aduce cancerul, nu știu ce aduce alte boli. Dumnezeul nostru este Dumnezeul păcii, este Dumnezeul, dragii mei, care aduce vindecarea sufletului nostru și vindecarea aceasta ne face să putem să intrăm în părtășie cu Tatăl. Dragul meu, a fost odată o femeie, s-a căsătorit și de multe ori viața de căsnicie nu e așa cum ne imaginăm. Înainte de căsnicie, s-o imaginezi cumva, cum spunea cineva, după aia îți revii. Îți revii că vezi că nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Și asta e realitatea. Ne revenim și noi, ne trezim, cum spunea cineva. S-a căsătorit în aceasta și într-o împrejurare, de fapt împrejurarea vieții, s-au născut copii, la un moment dat trezindu-se cu o grămadă de farfurii în ghiuveta din bucătărie, copiii care trăgeau de ea, imaginându-se că viața de căsnicie este numai frumoasă, numai în vizite la Jumbo și în alte părți, s-a gândit, voi pleca. Și așa a făcut. S-a luat și a plecat. După câteva ore și-a sunat soțul. Ce fac copiii? Sunt bine? Da, i-am pus la culcare. Unde ești? Vino acasă. I-a închis telefonul. A trecut câteva zile. Din nou femeia aceasta sună, bună? Ce fac copiii? Soțul îi spune, draga mea, te iubesc, vino acasă, unde ești? Copiii sunt bine. Iarăși a închis telefonul. Au trecut câteva săptămâni de felul acesta în care bărbatul își exprima sentiment, te iubesc, vino acasă, suferind după tine. Și femeia era în apele ei. Așa că omul acesta a plătit un detectiv privat să o găsească. Au trecut câteva zile, au găsit-o, i-a spus, du-te în orașul cu tare, în hotelul cu tare, acolo este. Zi și făcut, asta a făcut, s-a dus repede acolo și a pregătit el un speech pe care să-l aibă. Dar în momentul în care a ajuns în fața soției, le-a spus, draga mea, te iubim, vino acasă. Femeia când a văzut și a strâns lucrurile care le avea și a venit acasă. A trecut o săptămână după venirea acasă și din nou nevasta, unde credeți că era? Spăla farfuriile și copiii trăgeau de ea. S-au liniștit copiii, s-au dus la culcare și una dintre întrebările pe care a pus-o bărbatului neveste a fost asta. Spune-mi, te rog, de câte ori ți-am spus la telefon că te iubim, de ce n-ai venit acasă? Și soția i-a răspuns, pentru că abia atunci când ai venit tu în persoană să mă duci acasă, am înțeles că mă iubești. Abia atunci când te-ai pus în mișcare, am înțeles că-și cuvintele tale sunt adevărate. Dragii mei, într-un mod sau altul, Dumnezeu ne-a telefonat și pe noi. Și ne-a telefonat, ne spune cuvântul, prin legea pe care a dat-o. Ne-a telefonat, ne spune cuvântul, nenumărate rânduri prin prorocii care i-a trimis. Ne-a telefonat, ne spune cuvântul, într-un final, prin cuvântul acesta, dar într-un final ne spune că într-o seară liniștită, într-o iesle în Betleem, l-a trimis pe Fiul. Dragii mei, a trimis pe Fiul ca să moară pentru noi și ale noastre păcate. Dragul meu, a venit Fiul ca să ne ducă acasă.
Vrând nevrând, că ne place, că nu ne place, într-un fel sau altul, noi toți am fost duși acasă. Dragii mei, prin păcatul care a intrat în lume, noi toți am fost plecați de acasă. Dar Dumnezeu este acela care l-a trimis pe Fiul Lui și iată că dragostea Lui n-a fost una în vorbe, cum de multe ori noi bărbații doar spunem, te iubesc, draga mea, dar auzim, arată-mi, dă cardul, du-mă, demonstrează-mi că mă iubești. Și Dumnezeu ne spune cuvântul că atât de mult a iubit, că ce a făcut? A dat. Și vezi cum dragostea se împletește cu cuvântul. Și vezi, dragul meu, cum Dumnezeu în iubirea Lui a manifestat și a trimis pe Fiul. Și Hristos a venit ca să ne ducă acasă. Pentru că în păcat ne-am născut, toți am fost plecați de acasă. Dar Dumnezeu în dragostea Lui a venit pentru mine, a venit și pentru tine. Promisiunea a devenit realitate. La împlinirea vremii, Hristos se naște. Isaia nu vede momentul în sine, nu vede tot planul. Dumnezeu îi descoperă doar o parte, dar iată că noi avem tot planul. L-avem pe Hristos care se naște, l-avem pe Hristos care moarte. Avem, dragii mei, toată cuvântul lui Dumnezeu, tot ce vrea El pentru noi. Oare cum vei sta în fața acestei vești? A venit Dumnezeu să te ducă și pe tine acasă, apropo. M-a dus și pe mine acasă? A dus și frații mei acasă? La fel cum pilda fiului risipitor în care fiul umblă de capul lui și Dumnezeu îl duce acasă, la fel Dumnezeu vrea să te ducă și pe tine în seara aceasta acasă. Și dacă nu te bucuri de darul acesta necesar pentru viața ta și a mea, dacă, dragul meu, nu înțelegi că darul acesta este unic, divin, poți să rostești cuvintele acelea minunat, sfetnic și noi le cântăm, dar le faci doar cu buzele. Mă rog ca Domnul să te ajute să o faci cu inima și cu o viață transformată. Vă rog, dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că am fost plecați de acasă toți. Apostolul Pavel spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și îi descrie pe cei din Efeseni. Dar apoi zice, așa eram și noi odinioară până la urmă. Că n-am fost noi mai buni ca voi. Dar Hristos a venit să mă ducă și să te ducă în casă. În seara aceasta, Hristos vrea să te ducă acasă. Vrea să te împace cu Tatăl. Vrea, dragul meu, să te așeze în postura aceasta în care să poți să rostești cuvintele acestea minunate, realitate în viața ta. Vrea, dragul meu, ca în seara aceasta să te bucuri de iertare. Nu mai purta povera păcatului, nu te mai îndreptăți, nu te mai justifica prin bunul care poți să-l faci tu. Predă-ți viața și lasă-L pe Hristos să schimbe viața ta. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute de aceste sărbători, să vă bucurați de darul necesar, de darul divin. Dar, dragii mei, care ne duce pe fiecare dintre noi acasă în împărăția lui Dumnezeu. Amin.